Cum se petrece schimbarea? Cum se întâmplă dezvoltarea personală, transformarea? De ce transformarea personală nu e pentru toată lumea? Nu toată lumea care încearcă dezvoltarea personală experimentează o creștere cu adevărat. Deși sunt mulți care își propun să crească, să se dezvolte, să se schimbe, să devină niște persoane așa și așa mai departe, cu toate acestea, Prea puțin pot să pună degetul pe o transformare care a avut cu adevărat loc în viața lor. De ce? În acest video vreau să-ți arăt cum poți să te schimbi cu adevărat, să te transformi cu adevărat anul acesta. Pentru că dezvoltarea personală e posibilă, transformarea e realizabilă și asta duce la multă împlinire, multă îmbunătățire a vieții. Vreau să-ți arăt și ce am greșit în încercările mele de creștere personală, în așa fel încât tu să ai o scurtătură, să nu mai faci greșelile pe care le-am făcut și eu. Și nu numai eu, la multe dintre persoanele cu care am lucrat am observat aceleași greșeli și am învățat enorm din asta. Mai întâi aș vrea să răspund la întrebarea de ce dezvoltarea personală nu e pentru toată lumea. Iar mai apoi îți voi arăta patru greșeli pe care le face majoritatea pe parcursul dezvoltărilor personale și soluțiile pentru acele greșeli. Să începem. De ce dezvoltarea personală nu e pentru toată lumea? Întrebarea e nostimă, dar mai nostim e răspunsul. Dezvoltarea personală ar putea fi pentru toată lumea, însă nu toată lumea este pentru dezvoltarea personală. Pentru că nu toți sunt dispuși să plătească prețul pentru propria dezvoltare. Nu toți suntem dispuși să luăm în serios dezvoltarea personală. Nu toți o fac cu intenție, nu toți își evaluează deliberat creșterea și o să le iau pe rând. Nu toți o fac cu intenție. Cu toții experimentăm o oarecare transformare pe parcursul vieții. Suntem în continuu într-un proces de formare. Niciodată nu putem spune că nu ne mai schimbăm. Pe bună dreptate, tu nu mai ești același cu cel care ai fost acum 5 ani de zile. Însă întrebarea este, ești acolo unde ți-ai dorit să fii? Asta e întrebarea cheie care face diferența dintre transformarea care se întâmplă de la sine, fără intenție, și dezvoltarea personală care este un proces intenționat și direcționat. Deci ca să spui că ești într-un proces de dezvoltare personală, ai nevoie să-ți definești clar intenția, direcția, să-ți clarifici viziunea, unde vrei să ajungi, cum vrei să te dezvolți, ce fel de om vrei să fii. Aici intervine al doilea factor pentru care nu toată lumea este pentru dezvoltare personală. Nu toți își evaluează deliberat creșterea. Nu toți își măsoară creșterea. Îmi aduc aminte când eram un copil că aveam acasă semne pe tocul ușii din sufragerie care arătau cât am crescut. Uneori mă enerva că creșteam atât de încet. Dar important era că puteam să văd că după 2-3 luni nu mai eram în același loc. În privința dezvoltării personale, dacă nu te autoevaluezi, dacă nu îți măsori creșterea, nu vei putea ști dacă mergi în direcția dorită sau nu. Tot ce poate fi măsurat, poate fi îmbunătățit. Dar dacă tu nu măsori, dacă nu ești dispus să stai în fața oglinzii și să te autoevaluezi, poți să deraizi repede de la direcția în care ai pornit. Studiile spun că 25% din persoanele care își pun rezoluții de anul nou și le abandonează după doar o săptămână. Iar la finalul celei de-a doua săptămâni din an, procentul celor care abandonează obiectivele lor se ridică la 71%. Deci, după doar două săptămâni, aproape trei sferturi din cei care își pun obiective au și uitat de ele. Până la finalul anului, doar 9% din cei care și-au pus obiective chiar și le ating. Din ce cauză se întâmplă asta? În parte este pentru că oamenii, nu-și măsoară progresul, dar în mare parte este și pentru că nu au un plan cu privire la cum să-și atingă obiectivele. Deci, aici este al treilea factor pentru care nu toată lumea este pentru dezvoltare personală. Potrivit unui studiu făcut de Accenture, 14% dintre oameni își scriu obiectivele, dar n-au niciun plan, și doar 3% au obiective și un plan. Nu ai cum să iei în serios dezvoltarea personală dacă nu ai un plan de dezvoltare personală. Ar mai fi un factor important pentru care nu toată lumea este pentru dezvoltare personală. Că nu toți sunt dispuși să plătească prețul. Prețul dezvoltării personale este ceva ce vei pierde dacă te vei dezvolta în direcția dorită. Ce pierd oamenii care sunt dispuși să plătească prețul? Pot să pierdă prieteni, plăceri, confort. Dar se merită să plătești prețul atunci când cunoști exact ceea ce câștigi ceva pentru care merită să lupți, ceva pentru care merită să accepti toate acele pierderi. Așadar, întrebarea nu este dacă dezvoltarea personală este pentru tine. Întrebarea este, ești tu pentru dezvoltare personală? Ești gata să o iei în serios? Pentru că dacă nu ești gata, peste un an de zile te vei găsi în același loc, punându-ți aceleași obiective punându-ți aceleași întrebări pe care le vei uita în câteva zile. Pentru că dacă nu ești gata să te dezvolți, vei repeta aceleași greșeli din nou și din nou și va fi din ce în ce mai dureros. Și s-ar putea să nu fie încă suficient de dureros pentru tine ca să fii hotărât să faci o schimbare. Am auzit o povestioară care m-a amuzat. Un câine stătea pe verandă lângă stăpânul lui, câinele ea din când în când. Un trecător îl întreabă pe omul respectiv, de ce-i schiaună câinele? Pentru că stă pe un cui. Și de ce nu se mută, întreabă nedumerit străinul? Pentru că nu-l doare suficient. Uneori nu ne schimbăm, cu adevărat, pentru că nu ne doare suficient de tare starea actuală. Sau poate pentru că nu suntem suficient de conștienți cu privire la cât de mult ne va dorea în viitor dacă nu facem o schimbare acum. Deci, mai pun o dată întrebarea pentru tine. Te doare suficient de tare să faci o schimbare? Dacă da, atunci ceea ce spun în continuare acestui video e pentru tine. Dacă nu, poți să închizi videoul și să te uiți pe videouri cu pisici, cu meme-uri și cu farse Harsley. Atât! Ok. Deci, aștept să închizi. Încă ești aici? Deci, te doare. Suficient de tare. Mă bucur. Hai să mergem mai departe. Unde greșește majoritatea care începe dezvoltarea personală? De ce majoritatea nu reușește să crească în direcția dorită? De ce aproape toți care încearcă dezvoltarea personală nu ajung să experimenteze viața pe care și-o doresc? Uite care e perspectiva mea acum. Răspunsul meu la această întrebare, după 20 de ani în care am studiat și am experimentat dezvoltarea personală și am încercat-o în fel și chip. Greșeala majorității, greșeala pe care am făcut-o și eu, an de zile, este că încercăm să schimbăm lucruri care nu se pot schimba și ignorăm ce se poate schimba. Trecem cu vederea zona unde avem control și ne concentrăm pe ce nu putem controla. La ce mă refer? Majoritatea celor care încep dezvoltarea personală conștientizează că, pentru a experimenta o schimbare adevărată, trebuie să începi cu o schimbare în minte. Se vorbește peste tot de schimbare de mentalitate, schimbare de mindset. Și uite, așa, dezvoltarea personală ajunge să fie un joc al minții. Dar ce înseamnă cu adevărat să-ți schimbi mintea? Ce poți schimba la mintea ta și ce nu poți schimba? Uite, Ți se întâmplă un lucru. Iar acel lucru care ți se întâmplă trece prin mintea ta, iar apoi ai un rezultat. Dar tu ai vrea să ai un alt rezultat. Ceea ce se întâmplă nu poți schimba. Așa că vrei să-ți schimbi mintea. Că dacă îți vei schimba mintea, atunci rezultatul va fi cel dorit. Aici e problema. Că nu poți schimba structura minții tale. Mintea ta are o structură. Și pe aceasta nu o poți schimba în mod direct. Însă, ce se poate schimba este ce se întâmplă în interiorul acelei structuri. Adică, se poate schimba procesul. Dacă inițial rezultatele tale vin în urma unui proces de genul acesta, în urma dezvoltării personale, în care nu ai schimbat structura minții, rezultatele pot fi diferite pentru că ai schimbat procesul prin care procesăm. Schimb procesul. Nu ai schimbat structura minții, dar rezultatele pot fi diferite pentru că ai schimbat ce se întâmplă în interiorul minții. Ai schimbat procesarea informației, adică ceea ce se întâmplă. Uite patru moduri prin care noi încercăm să ne schimbăm structura minții. Patru moduri de dezvoltare personală false care nu duc ce nicăieri. 1. Încerci să-ți controlezi partea inconștientă a minții tale. 2. Încerci să ridici stima de sine. 3. Încerci să-ți scapi de trăsăturile negative de personalitate și să fii consecvent cu trăsăturile pozitive de personalitate. Și 4. Încerci să scapi de gândurile negative și de emoțiile negative. Le vom lua pe rând și îți voi spune în fiecare caz și care ar fi soluția care este alternativa sănătoasă cum să te concentrezi pe schimbarea procesului și nu pe schimbarea structurii. Vestea bună este că dacă învățăm să schimbăm procesul, procesul în sine va modifica în timp și structura. 1. Încerci să controlezi partea inconștientă a minții tale. Să zicem că vii acasă de la serviciu și ești foarte irascibil, urli și țipi la cei din familie, la partenerul de viață, la copii și asta se întâmplă de mai multe ori când vii acasă de la serviciu. Partenerul de viață pune presiune pe tine să te schimbi și începi să schimbi structura minții. Inițial te gândești că furia asta e din cauza unor traume ascunse în trecutul tău și că ar trebui să sapi în subconștient ca să poți să vindeci. Știi ce? Indiferent de ce e îngropat în trecutul tău, nu poți să schimbi trecutul, nu poți schimba structura minții tale. La un moment dat îți dai seama că nu faci urât de fiecare dată când vii de la serviciu. Se întâmplă în zilele în care șeful strigă la tine. Continui să lucrezi la structura minții tale, încerci cumva să te convingi că tu ești responsabil, că tu trebuie să te schimbi, nu șeful tău, ci să devii un angajat mai bun și îți dai seama că oricât de bun ai fi la serviciu, șeful tot va striga la tine. Dar de ce ești atât de sensibil și încerci să nu mai fii sensibil? Încerci să-ți controlezi impulsul de a urla. Impulsurile sunt parte a inconștientului sau a subconștientului, dacă vrei. Și oricât vei încerca să-ți rezolvi traumele trecutului, tot vei avea impulsul de a urla după ce șeful a urlat la tine și vei acasă la fel. Se vorbește mult despre conștientizare și despre inconștient și mai, mai ales despre subconștient încât se produce o mare confuzie. Pentru că dacă, noi credem că dacă devenim conștienți de o parte de subconștient, începem să-l controlăm. Adevărul e că nu poți să controlezi inconștientul. Nici măcar nu poți să controlezi tot din ceea ce conștientizezi. De exemplu, nu poți să-ți controlezi bătăile inimii, deși poți deveni conștient de ele. Apoi există părți din inconștient pe care oricât am încercat să le schimbăm, ele vor rămâne neschimbate. Cu impulsurile noastre vom trăi toată viața. Sunt parte a structurii noastre mentale. În loc să te concentrezi să schimbi ceva la inconștient, la structura minții tale, mai bine concentrează-te pe proces. Procesul e simplu. Se întâmplă că șeful ură la tine și în loc să folosești furia și impulsurile tale care îți spun că nu e ok să se urle la tine și să-i răspunzi și să-ți aperi drepturile, tu iei furia care era destinată șefului tău și o redirecționezi către cei din familie. Aparent ai acționat din furie, dar de fapt ai acționat din frică. Atunci când erai copil, părinții și cei cu autoritate strigau la tine, dar nu aveai dreptul să te aperi. Îți redirecționai furia către pisică sau diferite obiecte. Iar acum faci la fel, în loc să îți potolești nervii și furia, mai bine recunoaște că ți-ai creat un mecanism de apărare, pentru că ți-e teamă că dacă ți-ai apărat drepturile la serviciu, s-ar putea să cazi în bucluc. Aceste mecanisme apar pentru că atunci când în interiorul nostru experimentăm conflict, acest conflict creează anxietate și atunci apelăm la mecanisme defensive precum negarea, refularea, raționalizarea, proiecția, sublimarea, redirecționarea, cunoscută de la Freud. Când apare anxietatea sau frica, în loc să căutăm noi moduri de a înfrunta acea frică, revenim la aceleași mecanisme defensive, la același zid de protecție pe care l-am construit în prima parte a vieții. Ca să te dezvolți, ai nevoie să ieși de după acest zid, ai nevoie să accepti că e normal să simți anxietate atunci când încerci ceva nou, ai nevoie să vezi că acele mecanisme defensive te țin pipernicit, mic și departe de cine vrei să devii. Mecanismele acelea defensive sunt de obicei comportamente care se cam repetă, care sunt motivate de frică. Atunci când descoperi un comportament deranjant la tine, puneți întrebarea asta. Care-i frica din spatele acestui comportament? Și ăla e momentul în care începi să descoperi la ce ai de lucrat. Așa că mecanismul tău de apărare față de frica de conflict de la muncă este să-ți vergi furia față de alte persoane și ai nevoie să recunoști că în spatele acestor comportamente e o frică, ai nevoie să-ți înfrunți frica respectivă și să cauți moduri de rezolvare a fricii. A schimba procesul înseamnă să nu mai folosești mecanismul de apărare, adică redirecționarea furiei în care zul ăsta. Și să-ți înfrunți frica și șeful, așa cum se cuvine. Atunci când te lupți cu frica, nu încerci să schimbi structura minții tale. Frica în cazul ăsta nu e o structură a ci e doar o reacție de moment. Deci nu te lupți cu mintea ta, ci cu mici momente. Aici e cheia. Reușim să facem pași înainte când într-o anumită situație alegem să facem lucrurile diferit față de cum le făceam de obicei. Și când ieșim din tipare odată, de două ori, la un moment dat, schimbăm procesele mentale și trecem la următorul nivel. Asta e dezvoltare personală. 2. Încerci să-ți ridici stima de sine. Să pornim de la următorul exemplu. Grigoraș e un copil foarte talentat. Îi place să picteze și să modeleze, dar nu prea are timp pentru asta pentru că părinții lui îl trimit aproape în fiecare zi la antrenamente sportive, în două zile pe săptămână la basket, în alte două zile la atletism și într-una la not. Părinții sunt cam nemulțumiți de progresul lui sportiv și îl încurajează să depună mai mult efort. Așa că Grigoraș face tot posibilul să primească aprecierea părinților lui. Grigoraș ajunge adult, angajat într-o corporație în care îi merge bine financiar, dar s-a îngrăjat pentru că a renunțat la sport. Pare că am lipsit de chef și deseori îl vezi trist. Din când în când mai merge la o cabană la munte unde se duce singur și pictează. Asta îl mai relaxează și îl face să simte că trăiește. Grigoraș întâlnește o fată la serviciu, de care începe să-i placă asta parcă îl trezește la viață, reîncepe să facă sport ca să arate mai bine, ca să o poată cuceri pe fata care i-a furat inima, urăște să meargă la sală, dar nu are încotro. Atunci când va fi în formă maximă, cu acea fată la brață va fi cu adevărat fericit. El încearcă să se convingă că trebuie să fie mai disciplinat în sport, așa că renunță la weekendurile de la munte ca să meargă mai mult la sală. Ceea ce face Grigoraș este că încearcă să-și ridice stima de sine Schimbându-și structura interioară, nu va reuși niciodată. Nu va avea niciodată o părere mai bună despre el în felul acesta. Sunt mulți care încearcă să-și crească stima de sine, încercând să facă ceva ce e pe placul altora. Dar stima de sine este despre cum îți place ție de tine. Care ar fi procesul prin care Grigoraș ar putea să crească stima de sine? De fapt, există două procese. Primul se numește autoactualizare. Autoactualizarea este o motivație existentă în fiecare din noi. Simțim nevoia de a ne autodepăși, de a ne îmbunătăți starea psihologică, de a ajunge la maturitate psihologică, de a fi compleți. Ne putem autodepăși în zonele noastre de excelență, în domeniile în care avem aturi și în care avem abilități, unde ne simțim competenți. Grigoraș ar putea foarte bine să meargă la munte mai des și să picteze mai mult. Pe lângă asta ar putea să se înscrie într-un club de pictură sau să înceapă să predea pictură celor care vor să-și îmbunătățească abilitățile artistice și creative. Aceste lucruri ar ajuta enorm și la al doilea proces la care Grigoraș are de lucru și anume dizolvarea sentimentelor de numerit. Ceea ce ne împiedică să creștem spre cea mai bună versiune a noastră să zicem, sunt acele sentimente că nu merităm. Dacă vrem să fim iubiți, acceptați, valorizați, respectați de alții, deci dacă vrem să merităm toate astea, trebuie să îndeplinim anumite cerințe, așteptări, comportamente. Părinții lui Grigoraș i-au transmis, conștient sau nu, că el va merita iubire doar dacă va excela în sport. De aceea, Grigoraș a renunțat la ceea ce îl făcea unic și îl împlinea pentru a împlini așteptările părinților lui, pentru a nu pierde iubirea lor. Iar împlinirea celor așteptări sunt niște condiții pentru a putea primi iubirea. Și tot încercând să facem tot ce se poate să merităm iubirea, ajungem să ne îndepărtăm de propria noastră actualizare și devenire. Dacă Grigoraș se concentrează acum pe cei aduce lui împlinire și intră într-un mediu de oameni care apreciază calitățile artistice care apreciază frumosul și arta, el va primi necondiționat valoare și apreciere de ce spun necondiționat? pentru că atunci când Grigoraș pictează el face ceva ce îi este ușor nu face un efort, nu trebuie să câștige aprecierea oamenilor, ceea ce ne ajută cel mai mult să dizolvăm sentimentele de nu merit, sentimentele de rușine și de inadecvare, este să găsim cât mai multe medii sociale unde suntem acceptați așa cum suntem. Nu înseamnă să renunți la cei dragi sau să te îndepărtezi de cei care te-au condiționat, ci înseamnă să adaugi mai multe persoane sau grupuri de oameni care te vor valoriza pentru ceea ce ești de care nu te vor judeca și nu neapărat pentru ceea ce faci. 3. Încerci să scapi de trăsăturile negative de personalitate și să fii consecvent în trăsăturile pozitive de personalitate. Îți povestesc pe scurt despre Maria, o tânără care avea trăsături introverte. Maria urăște că e timidă și că întâlnirile sociale o obosesc. La întâlnirile de familie reușește să-i facă pe toți să râdă și reușește să fie spontană, însă când e vorba de întâlniri cu mai mulți oameni din afara cercului apropiat, simte că toate abilitățile ei de la întâlnirile de familie se evaporă. Așa că se duce să ia lecții de teatru, lecții de improvizare, face eforturi, să intre în conversații cu persoane necunoscute, dar toate acestea o epuizează. A fi introvert sau extrovert sunt trăsături de personalitate. Acestea sunt calități care sunt, în general, stabile în timp și sunt predispoziții genetice. Există multe teste de personalitate care arată că avem anumite trăsături mai mult și altele mai puțin, că avem calități și chiar defecte. Dar nu există teste de personalitate perfecte. Uneori, nu tot ce spun rezultatele unui test ți se potrivesc perfect. Altor se întâmplă să-ți dai seama că în anumite contexte sociale ești introvert, iar în altele ești extrovert. Deci, trăsăturile de personalitate măsurate de teste și chestionare sunt de fapt o medie a noastră în care poate exista loc de inconsecvență. A încerca să-ți schimbi trăsăturile de personalitate mm. înseamnă să-ți schimbi structura personalității tale, structura minții tale, ceea ce e imposibil de schimbat de către tine direct. E adevărat că mai putem îmbunătăți pe aici pe acolo, dar nu ne ajută să ne dezvoltăm dacă facem din schimbarea și îmbunătățirea trăsăturilor de personalitate focusul nostru. În schimb, am putea pune accent pe proces. De exemplu, în cazul Mariei ar putea să se bucure de extrovertirea ei în cadrul întâlnirilor de familie, pentru că acolo e contextul în care ea se manifestă ca un extrovert, într-un mediu foarte familiar, nu numai familial, Procesul de transformare implică o creștere treptată a cercului familiarității. Ar putea invita niște prieteni apropiați la întâlnirile de familie. Astfel ar putea să fie extrovertă și față de câteva persoane din afara cercului familiei. Apoi ar putea să facă întâlniri cu acei prieteni apropiați la care să cheme și câțiva din familie, și apoi să-i lase pe prietenii ei să invite și persoane pe care ea nu le cunoaște, și așa mai departe. Procesul urmărește o extindere a zonei de confort, o lărgire a cercului din care ne simțim în largul nostru. Așa reușești să întărești o trăsătură de personalitate și să o faci prezentă și în alte contexte. Și chiar și atunci, la un moment dat, trebuie să accepti că ai niște limite. 4. Încerci să scapi de gânduri negative și de emoții negative. Unei înțeleg prin schimbarea minții să-ți schimbi gândurile, adică să nu mai ai deloc gânduri negative. Mintea nu e ca o găleată din care poți turna afară gândurile nedorite și în care poți să torni gânduri pozitive. Nu poți să elimini pur și simplu gândurile negative. Nu de puține ori am primit aceste întrebări de la clienții mei. De ce am aceste gânduri negative? Cum pot să le opresc sau să le elimin? Cum să nu mai am gânduri și emoții negative? Gândurile tale și emoțiile tale care revin mereu fac parte din structura ta. Așa ai fost crescut, așa ai fost educat, e înscris în conexiunile tale neuronale. Dar ca să nu mă înțelegi greșit, am să reiau o idee pe care am mai spus-o. Structura minții tale nu o poți schimba dacă te concentrezi pe schimbarea structurii. Însă, structura minții se poate schimba în timp ce te concentrezi asupra proceselor mentale. Pentru că mintea are capacitatea asta: să se reorganizeze, să se restructureze. De aceea, în loc să te străduiești să-ți oprești gândurile, mai bine concentrează-te pe procesele mentale. Ce fac cu aceste gânduri atunci când ele apar? Ce fac cu aceste emoții atunci când ele apar? Uite două procese mentale care te pot ajuta atunci când ești nemulțumit de mintea ta. 1. Învățarea de noi abilități. Nu te concentra pe cât de limitată e mintea ta. Încearcă să înveți lucruri noi. Învață lucruri noi mai ales prin a copia, prin a urmări ce fac cei pe care îi admiri. Aici e valoarea unui mentor care te poate inspira să înveți mai repede și să ai succes. Și 2. Autoreglarea. Autoreglarea este abilitatea de a ne regla emoțiile și gândurile. Uite, patru moduri prin care poți face asta. 1. Redirecționează atenția. Este cel mai vechi truc. Când vin gânduri și emoții care nu te ajută, concentrează-ți atenția în altă parte. Apucă-te de o sarcină care îți cere atenție și ține-te de ea. Funcționează, dar este cel mai slab dintre aceste procese mentale disponibile pentru crearea schimbării și dezvoltării personale. 2. Acceptarea. O tehnică extrem de utilă. Poți diminua puterea durerii sau emoțiilor și gândurilor negative dacă accepti că aceste lucruri se pot întâmpla. E normal să se întâmple. Când normalizezi experiența ta, mintea ta nu mai reacționează cu respingere și luptă, iar asta face ca experienței negative să-i scadă intensitatea. Acceptarea că ai niște limite este de asemenea de un real folos. Ceea ce e în controlul nostru putem schimba, însă ce nu putem schimba avem nevoie să le luăm așa cum sunt. 3. Reevaluarea. Una este ceea ce se întâmplă, alta este însemnătatea sau interpretarea pe care o dăm evenimentului. Gândurile negative, de exemplu, pot fi o evaluare mentală negativă a unui eveniment care s-a întâmplat. Și odată ce gândurile negative se înmulțesc, emoțiile negative apar și ele din ce în ce mai prezent. Dar pe lângă acele gânduri negative, te mai poți gândi ce ar mai putea însemna acel eveniment care s-a întâmplat. În ce fel aș putea privi acel eveniment ca fiind spre binele meu. Reevaluarea presupune să recunoști schema negativă care se dezvoltă în gânduri și să o schimbi cu una mai bună, însă una care se bazează pe realitate. Nu încerca să te minți frumos. Caută argumente valide pentru perspectiva aceea bună. Și patru, Exprimarea prin cuvinte. Atunci când gândurile sau emoțiile te copleșesc, caută pe cineva cu cine să stai de vorbă sau dacă nu găsești, scrieți gândurile pe o foaie. Dacă ai ceva de spus cuiva care nu e de față, scrie o scrisoare. Scrie tot ce ți vine să-i scrii. Nu i-o trimite. După ce te liniștești, recitește scrisoarea și de cele mai multe ori s-ar putea să decizi să nu i-o mai trimiți. Când trecem prin filtrul logic, adică al cuvintelor, mintea noastră începe să funcționeze altfel. Proces. Dezvoltarea personală e un demers prin care încercăm să ne schimbăm viața. Mintea pentru a deveni oameni mai buni. Însă putem face greșeala să ne concentrăm pe ce nu poate fi schimbat, să încerci să schimbi structura minții tale. În schimb, încearcă să îmbunătățești procesele mentale și vei fi mai fericit. Majoritatea oamenilor se poticnesc în faptul că își pierd motivația, își pierd energia, își pierd focusul, simt uneori că le scapă emoțiile de sub control, nu se simt consecvenți și așa mai departe. Dar, Adevărata dezvoltare personală nu încearcă să schimbe aceste lucruri, ci mai degrabă încearcă să vadă cum poate să folosească acestea pentru a le schimba, a le direcționa și a face transformarea dorită. Greșeala majorității, așadar, este că se concentrează pe schimbarea structurilor mentale, ceea ce este aproximativ stabil în timp și scapă din vedere exact ceea ce ajută la schimbarea în timp a acestor structuri, și anume procesele. Secretul dezvoltării personale este să folosești aceste procese aparent care te încurcă și să le direcționezi spre a curge în direcția dorită. Imaginează-ți că ești pe un vas pe mare care are pânze. Ceea ce face vasul să înainteze e vântul. Ce faci atunci când vântul e împotrivă? Navigatorii foloseau tehnica zigzagului. Foloseau forța vântului pentru a înainta, chiar dacă vântul era împotrivă. Și în felul acesta se apropiau de destinație, chiar dacă o făceau un zigzag. Acum e rândul tău să stabilești direcția în care vrei să mergi. Și chiar dacă sunt multe obstacole în calea ta, vezi cum poți să le folosești pe toate aceste obstacole pentru a te ajuta să înaintezi cu încredere. Mult succes.